Bă! What? Trash panda? Ce skin e ăsta? Zici că e panda roșu, dar arată ca un raton, dar e trash. Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi, oficial, pot să joc 0.51 beta, closed beta, mai bine zis. Și avem o grămadă de chestii insane, mai ales skin-uri insane. Și cel mai tare lucru, momentan, avem o nouă raritate numită Mythic. Iar aici și ea vă pot arăta câteva skin-uri mitice. Avem Leo, Cancer, care este rac, de fapt, așa s-ar traduce. După care Moonstace, Dusk Dragon, deci ăsta e Inferno Dragon, doar că e partea asta Dusk, Uncle Sam, Emojitsu, care arată genial, bă, pe spate râde și pe față scoate limba, ok, nu știam asta. Și mai avem Squirt. După care avem Hot Gloves McLove și aici, bineînțeles, specialele s-au schimbat foarte, foarte multe chestii, printre care avem și o hartă nouă, de fapt, este mai mult un alt nivel la o altă hartă și multe, multe alte skin-uri. O să le luăm pe toate din acest limited time wheel. Avem și o grămadă de emote-uri, o grămadă de taunturi și multe, multe altele pe care le povestim astăzi pe episod. Aș aprecia enorm like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelul și cel mai important, nu uitați de codul Nocivanu pe shop. Intrați acolo și pe shop, băgați codul Nocivanu pentru extra noroc, dacă vreți să mă susțineți și pe mine, bineînțeles. Și bă, uite cum arată skin-ul ăsta, ai, 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 se întâmplă atât de mult, uite sirenă, sunt atâtea chestii pe care trebuie să le vedem astăzi, încât sper să nu ratez ceva. Din câte văd eu, s-a făcut remodel și la Sensei Firefist, sau mi se pare mie, nu știu. Partea interesantă este acum că la emotes putem selecta în funcție de raritate, adică avem All, Rare, Epic și Legendary. De aici poți să-ți găsești direct skin-urile șmechere. Fundalul specialelor, legendarelor s-a modificat, adică uitați-vă și voi cât de șmecher arată chiar și la skins, dacă dăm aici la Legendary, dar la special arată prea tare. Unde sunt, mă, specialele? Ah, acum ați dat mitice mutate. Uitați-vă cum arată așa fundalul ăsta portocaliu care se mișcă. Genial. Sunt curios dacă și la roată s-au făcut modificări. După calculele mele avem 29 de skin-uri noi, printre care mitice, speciale și multe, multe altele. Avem footsteps noi. Hai să vedem probabil la Legendary direct. Aici nu văd nimic nou. Știu că era ceva cu Stumble Guys, cu steagul Stumble Guys. Ia uite, burgeri. Ok. Din ăsta tropical, capcane, steagul Stumble Guys. Light speed-ul ăsta iar arată șmecher. Sunt atât de multe chestii. Bă, chiar se îmbunătățește mult Stumble Guys-ul și chiar aș aprecia dacă ați băga codul ăla blană pe shop Nocivanu să mă susțineți pentru ce facem noi pe aici și e. Hai să vedem câteva taunturi repede. Aici te ia nava spațială, aici explodezi și pică bani, după care pe ăsta îl știam deja, ăsta îl știam, ăsta îl știam și la fel și pe ăsta. Încă o dată, eu sunt pe closed beta și aici vor pica skinurile pe moca, sunt toate în aceeași roată, bine, mai exact sunt două roți. Mamă, cum arată skinurile, n-am avut timp să mă uit la ele, uite, ești înghețată, toate arată superb. Ce e ăsta, mă, un cremvuști? E un hotdog? O banană? Ok, da, arată totul prea tare. Da, deci nu vor fi așa când vor fi lansate în joc, vor fi lansate pe parcurs în următoarea lună, probabil. Dar noi putem, ca și content creator, să le arătăm și să jucăm cu ele. Hai să dăm două spinuri cu numele Paul Landia și Ioan 2005. Două spinuri, dar roata văd că nu s-a schimbat. Ba da, ba da, bă, mamă, cât de șmecher arată! Ok, îl avem pe Tanner, care nu știu exact ce este, dar avem primul nostru skin. Phoenix! Asta e special la Phoenix. Let's go! Mamă, cum arată acum când îți pică specială? Mamă, cât de șmecher e. Bun, deci avem deja două skinuri. Dacă dăm noi la Mythic, încă n-avem nicio mitică, dar am luat... Mă, dar parcă și la Dark Fire Fist o făcut remodel. Deci îl avem pe Phoenix, care arată în mare, mare fel. Tanner ăsta, zici că a lucrat pe tractor, are și, ia uite, Stumble Guys, așa, s-a bronzat cu Stumble Guys și cu mai eu pe el, arată super, super interesant. După care, da, hai să vedem cine mai pică. Sincer, n-am idee dacă pot să iau toate skin-urile astăzi, plus că vreau să le și probez, deci vedem dacă, dacă mai facem încă un episod. Și, bă, what, Trash Panda? Ce skin e ăsta? Zici că e panda roșu, dar arată ca un raton, dar e trash. Ce, mă? Adică gunoi. Gen panda gunoi, what? Și mai era Shimmer. Ce skin era ăla? What? Îmi pică și prima mitică. Prima mea mitică ever, Emojitsu. Bă, dar cum arată Trash Panda ăsta, mă, zic că e combinația dintre un raton și un panda roșu, dar în același timp, nu știu, e așa ciudat. Ia, vedeți aici, prima mea mitică ever, de-abia aștept să joc cu ea.
Deci avem Mythical, avem pe Phoenix-ul ăla și... mi-a mai picat ceva, dar nu mai știu ce legendare. Sunt prea multe skin-uri. A, uite, unicornul care e Shimmer-ul. Arată genial, zici că e unicornul morții. După care Trash Panda-ul ăsta, băi, e efectiv combinația fatală. Dar îmi place, totodată îmi place, arată interesant. Hai să dăm câteva spinuri și aici și azi vedem ce ne pică. Aș vrea rahatul ăla multicolor. Unicorn pup. Rahat de unicorn. Dăm 4 spinuri și să vedem ce pică de aici și azi. Dăm rahatul de unicorn, te rog. Avem și ceva nume, Victor Petrescu și Cristian Popescu să ne aducă extra noroc. Apropo, nu uitați și de mărciu blană pe nocivanu.ro, tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Ok, 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 ce se întâmplă pe aici și... hai să vedem. Vezi că a picat. Ce e ăsta? Emote sau taunt? Emote. Ok, trebuie să-l folosesc, că mi se pare tare. Deci trebuie să dăm la emotes și haideți să îl căutăm la legendary. Ar trebui să adauge și search-ul ăla categoric, dar până una alta, hai să punem ăsta. Bun, 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 mai vreau ceva mitice, mai vreau ceva legendare, numele Teo700. Hai să vedem dacă ne aduce marele, marele noroc. Cârnațul ăla îl vreau. Și steaua aia, zici că era... cum îl cheamă pe prietenul lui SpongeBob? Patrick. Zici că era Patrick ăla. Și l-avem pe Pixel Boxer. Se pare că mai toate skinurile pe care le știm noi se combină cu pixelul ăsta și iese un nou concept. Interesant, interesant. Uite așa, pot să dau câte unul și măcar de și văd dacă îmi pică. Ok, mai departe, hai să mai dăm încă un spin și avem numele Sonia Maria. Uite-te și tu câte skinuri sunt aici. Ce se întâmplă, frate? What? Ok, pe asta l-am, îl am deja. Nu mai pot să-i dau, de fapt, da, pot să-l echipez. Să-l vede pe fiecare în splendoarea lui, după care mai și jucăm cu câteva dintre ele. Dăm iar un spin. Spuneți-mi care este skinul vostru preferat. Ar trebui să vi le și arăt pe toate așa, măcar astea pe care nu le-am luat încă. Ia, ia. Cum sunt? Bones McBling. Vezi că arată șmecher. Nu, sunt prea tari. Noile skinuri sunt prea tari. Dar vreau să le vedem foarte repede, să le știți și numele. Deci, măcar miticele, Emojitsu, spuneți-mi mitica voastră preferată, Leo, Raku, Moonstash, Dusk Dragon, Uncle Sam, Squirt, Hot Gloves McLove, astea ar fi miticele noi. După care specialele noi, hai că le mai găsesc eu vreodată, Phoenix, bun, ce mai avem? Nu cred că avem atât de multe speciale noi, ba da, Sereia. Șmecheră rău sirena asta. Deci două speciale, o grămadă de mitice, cred că 8 mitice, iar legendare, iar sunt extrem, extrem de multe. Nu știu pe unde le-o pus. As, ok, nu le-am încă. Avem Vilgai, avem Strawberry Rita, Subdog, Vilgal, Splits, prea tare și banana asta. După care In și Yang, In și Yang împreună, Transpride, Ohana, ăsta e tare rău de tot, Watermelon Guy. Uite-te cât de șmecher arată. Șmecher. Acum este momentul să-mi spuneți care este top 3-ul vostru la mitice, top 3 la legendare și care este speciala preferată dintre Sereia și Phoenix. La mine Phoenix-ul e speciala preferată, iar în rest, nu știu, toate sunt foarte tari. Nu mă pot hotărâ încă. Dau aici spinuri și ce pică, pică. Vreau să joc cu cât mai multe. Sunt unele mai tare decât altele, evident. Dar interesant și conceptul ăsta să adauge miticele. Tare. Hai să mai dăm încă un spin, că nu a picat nimic. Mădălina Ghirean. Am citit Mădălinia. Hai, let's go, let's go, let's go. Și dă-mi-l pe Patrick. Mi-o dar acu. Bine, mă! A doua noastră mitică. Frate, miticele astea. Deci ăsta e Orbitul combinat cu ceva armură de rac, de crab, de ciofi. Ok, equip. Ia vezi, a doua mea mitică. No, mă, sunt prea tari miticele astea. Mult, 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 mult prea tari. O să dăm și ceva meciuri. Jucăm împreună cu Min să vedem dacă dăm de el. Deja este obișnuință să jucăm cu el când avem nou update. Abonați-vă și la el. Sper să nu uiți să-l pun în descriere. Și avem Hot Gloves McLove. Mamă, ăsta e cu... Dita mai dragonul șerpălău pe el, iese foc din chelie, tare rău. Până acum avem 3 mitice. Le vedeți aici și frumos și îmi mai lipsesc încă 5.
Vreau să mai iau cel puțin o mitică și eventual mai păstrăm să mai facem un opening și pentru episodul următor. Let's go, let's go, let's go și hai să vedem, hai să vedem. Let's go, let's go. Ia vezi legendarele cum vin. Bă, cât de tare e înghețata asta, voiam să zic banana. E chiar tare, îmi place. Vreau să o echipăm și să o vedem aici. Sunt prea impresionat de ceea ce reușesc cei de la Stumble. Mereu mă impresionează cu noile skinuri, efectiv mereu. Din ce în ce mai șmechere sunt, mai ales Watermelon ăla legendar, este legendara mea preferată dintre toate astea noi, deși sunt multe șmechere. Ia vezi, împică Ying sau Yang? Și avem Yang-ul. Ok, cred că am suficiente skinuri, ar trebui să mă și pot juca cu ele. Hai să vedem. Deci, prima oară vreau să joc cu o mitică. Momentan, mitica mea preferată dintre cele trei este Emojitsu. Arată prea troll. Hai să ne punem și un footstep, dacă l-avem. Un footstep nou ceva. Dăm la legendar și nu prea avem. Păi atunci hai să mai dăm noi 3 spinuri aici, rapide, așa. Să vedem dacă ne pică vreun footstep șmecher. Bă, era să pice Rahatul. Kenan, îl voiam. Rahatul de unicorn. Dar nu cred că pică de fapt aici footsteps. Ei, nu știu unde pică. Unde pică, mă, footsteps? Girl power, yay! Da, din păcate nu cred că o picat. De fapt, bam, footsteps, legendary. Nu, nu a picat nimic nou. Sau epic, poate. Poate am împicase ăsta, steagul de la Stumble. Let's go. Ca hărți noi, de fapt nu e neapărat hartă nouă, e Blaster Base Zero și vreau să-l citestăm primul. Din păcate eu nu o să învăț skin-ul, dar sigur joacă și Nin cu ceva skin interesant. Hai să-l invităm. Uitați-vă, vă rog eu frumos, cât de troll este skin-ul ăsta, n-ai cum. Deci din spate adversarii mă vor vedea că râd de ei și din față că le scot limba. Prea troll. Am intrat cu Nin să vedem care este mai bun pe Blaster Base Zero. N-am nicio idee cum trebuie să te joci aici, probabil... am văzut că e înghețat totul, dar nu știu care-i treaba, aluneci, nu știu exact care-i treaba. Hai să vedem și cum arată harta. Bă, te puturi ca pe Honey Drop. Ok. Îmi place foarte mult că cei de la Stumble modifică foarte mult hărțile pe care le au. Adică nu ai timp să te plictisești de ele. Mereu și mereu vin cu ceva nou. Ok, m-am speriat pentru o secundă. Unde e al nostru Nin? Mă, ce se întâmplă aici? Ok. Bă, Nin e pe sus. Bun. A, uite, și pot să-mi iau eu jump de aici. Bam. Să mă duc să iau armură, ok. Mama, are Phoenix-ul. Uitați-vă cum arată Phoenix-ul. Boom. Hai, Ninule, la scandal. Deci v-am zis, îl aveți în descriere. Dacă uite, o să-l pun. Căutați voi pe YouTube Nin. Ok. Bă, ce știe el acum? Se duce sus. What? Bă, unde e, mă, la 3 km? Se duce să-și ia armură. Nu-l lăsăm. Ba, aparent îl lăsăm. E, păi ne batem așa până poi mâine. A, el își tot ia armură, mă, așa o joacă Nin. Bom. 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 Ok, ok. Iar va fugi imediat. Ok. 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 Bine-s. Îl bat, îl distrug, îl distrug. Îl distrug. Opa. Nu pot să cred. 1 HP. Nu pot să cred. Hai că era culmea. 1-0 pentru mine. Hai să vedem și alte hărți și alte skinuri. De fapt nu, o să joc tot cu ăsta ca să-l vedem efectiv pe o hartă ca lumea. Hai să jucăm un Burrito Bonanza. Îmi place rău de tot harta asta. Hai să-i dăm un try 1 vs 1 cu al nostru Nin. Ia vezi ce râd eu de el. Vezi care skin-ul ăsta de leu. Șmecher. Mamă, și trail-ul ăsta cât e șmecher. Ok. Om. No, 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 no. Ce râd eu de Nin. Hai să folosim și... Da. Să folosim și emoturile, voiam să spun. Cred că pe aici e cel mai scurt să mergi. N-am nicio idee. Dar ne vom încerca norocul. Ok. Bum. Nu! Hai bă, frate, bă! O aluneca prea tare. Da, cred că o să mă distrugă. N-am experiență pe harta asta. Ok. Bun. Perfect. Unde e, mă, Nin? O picat? E în spate. Îl distrug. Let's go. Ok, acum mergem pe cârnăciorul ăsta gigantic. Boom. Nu, 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 nu. Boom, let's go, let's go. Sărim pe sare. Toane, prea troll. Efectiv prea troll.
Și acum cred că putem merge pe aici ca să facem un soi de shortcut. Ok. Chiar merge bine de tot. Bine, mă. Cred că asta e cea mai scurtă cale. Mamă, până vine Nin. Bă, stai că îmi dă mare burito în cap. Ia vezi, mă iau extraterestri pe mine. Ajutor, Nin! Bă, cât de troli cu skinul ăsta. Bă, mă iau extraterestri. Ia uite că vine. Salut! Da, deci este 2-0 momentan. Bă, cât de șmecher arată și skinul ăsta de rac. Așa, rac galactic. Arată genial. Acum vom da un sharks, gen bombardamentul, dar cu urechin din aia care explodează și cu urechin care te prinde din adâncurile oceanului. Hai să vedem dacă reușim să-l batem pe Nin la toate hărțile. Avem harta sharks! Hai să vedem, let's go! Harta asta e mult, mult mai șmecheră decât bombardamentul. Părerea mea, spuneți-mi și voi părerea voastră. Are skin-ul de boxer, mi-o picat și mie ăla. Eu te zici că are campfire în cap. Zici că i-a bubuit o grenadă în cap. Bă, da, al meu, prea tare. De skin-ul ăsta de rac, arată mult prea șmecher. Bă, uite că lasă în spate tentacule. Bă, mă ia nava. Șmecher. Ok, hai să vedem. Știam eu o schemă, gen dacă te duci aici și dai emote, după aia poți rămâne în locul ăsta? Da, nu prea poți. Cred că o repara schema aia. Ce-o făcut, mă, Nin? Ok, 3-0. Uitați-vă și cât de simpatic e skin-ul ăsta, dar într-un fel zici că e panda roșu fantomă. Așa îmi dă mie vibe-ul. Dar în același timp îți dă și vibe de raton. Nu știu, e foarte ciudat, dar foarte tare. Nu știu dacă îmi place sau e mai mult ciudat decât îmi place, dar e ciudat de plăcut acest skin. Cam așa l-aș putea descrie. Și mai dăm încă un bonanza pentru al nostru Nin, să vedem dacă reușește să le distrugă sau nu. Burito bonanza! O să fie o hartă super interesantă, chiar sunt curios. Ia uite-l, bă, picătura de apă. Ha, ce troll. Ok, vreau să-l distrug de data asta. Bă, ok, cred că o să mă distrug el pe mine. Sincer. Vezi că deja știe drumul la perfecție. Sper să lovească, sper să lovească. Ok. Doar pe el voiam să-l lovească, nu și pe mine. Da. Mamă, ce m-am lovit acolo. Nu, ok. Cred că o picat și el, sper. M-a picat, mă distruge. De data asta, cred că mă distruge. Ok. Perfect. Bă, dar e greu, mă. Că dacă n-ai timingul ăla blană, te-ai dus. Unde-i, bă, frate? Mamă, cât de în față este. Da, o să ia el punctul ăsta cu siguranță. Fără doar și poate. Dar încerc să vedem cât de rapid pot să ajung aproape de el. Văd că se chinuie un pic pe acolo. Poate, poate încă avem o... No. E gata șansa. Șpa-șpa șansa. Ia uite cum arăt eu. Păi, mare burito ce mi-am luat în cap. Hai, du-te tu. Du-te că meriți, meriți win-ul. Bă, ce tare face skin-ul. Ok. No, 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 șoboleane. Du-te tu și ia win-ul. Hai că e al tău, îl meriți. Îl meriți. Da, am crezut că am câștigat eu. M-am speriat pentru o secundă. Deci Nin merită acest win. Am vrut să zic acest skin. Filmez și destul de târziu dacă vă întrebați cumva. Sper să nu îmi bată vecinii în țeavă. Și hai să vedem. Deci practic ăsta ar fi acum 3-1. Da, ok. Încheiem aici pentru că vreau să mai fac eventual un episod în care să facem tot așa un opening gigantic și să deschidem restul skinurilor. N-avea sens într-un singur episod pentru că 29 de skinuri ar fi fost prea multe. Aș aprecia enorm like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clon țopelul și bineînțeles dacă vreți să vă luați cel mai blană mărci pe nocivanu.ro, tricouri, anorace, ghiozdane și multe, multe altele. Iar codul pe shop l-aș aprecia enorm dacă doriți să mă susțineți și poate, poate vă aduce și noroc, un extra noroc acolo, codul nocivanu pe shop. Toate cele bune și pa, pa!